Castelul Brana este cel mai bun loc în care te poți speria de Halloween, o spune un nou top cu cele mai înfricoșătoare locuri din Europa. Unele au fost marcate de evenimente sângeroase, precum arderea pe rug sau bătălii medievale. Dar cu mai multe detalii vine colegul nostru Felix Damian, editor Aleph News. Este un loc înfricoșător, chiar dacă n-ai crede, fortăreața din Bran este faimoasă în continuare în toată lumea, pentru că a fost asociată cu legenda contelui Dracula, celebrul vampir creat de Bram Stoker, care continuă să atragă sute de mii de vizitatori anual la castelul Bran. Cetatea a fost promovată de un site de rent-a-car, drept unul dintre cele mai spectaculoase castele bântuite din Europa, ceea ce nu a trebuit să fie surprinzător pentru aparența sa, silueta sa misterioasă și pentru toate pasajele sale secrete. Apoi, bineînțeles, cu toții știm că în acest castel există un muzeu superb care se extinde pe 4 etaje, dar atenție, ultimul este considerat cel mai înfricoșător. Castelul, de asemenea, găzește anual o petrecere de Halloween la care, după cum bine știm, participă și multe vedete internaționale. Locul 2 este ocupat de satul Triora din Italia, unde au fost judecate mai multe femei acuzate de vrăjitorie în Evul Mediu. Se întâmpla în 1587, când o recoltă slabă a provocat furia la adresa unui grup de femei care trăiau într-o zonă mai retrasă a regiunii. Inchiziția a declanșat atunci o anchetă care a declanșat un val de acuzații. 200 de acuzați de vrăjitorie au existat la un moment dat. Unii dintre ei au murit în închisoare. Pe locul al treilea, însă, în acest clasament al terorii, se află deținătorul premiului Guinness de cel mai bântuit sat din Marea Britanie. Este vorba de Pluckley. Se zvonește că în acest loc bântuit din Kent există cel puțin 12 fantome. Dar dacă nu ești convinsă, mai sunt și altele pe listă. Oceate în Spania, un sat de asemenea bântuit, Roslin în Scoția, Skinjan în Croația și Tintern în Țara Galilor.